Serginiu. Petrolul a găsit pe noul Bochila. La antrenamentele lui Cosmin Contra trebuie să apară Abel Camara. Fotbalistul are 23 de ani, este internațional sub 21 și joacă vârf împins. Exact ce își dorește Contra pentru meciurile din Europa și din campionat. Jucătorul din Guinea-Bissau are cetățenie portugheză și vine de la Beira Mar. Chiar dacă va avea o nouă soluție în ofensivă, Petrolul a trecut și pe Bochila pe lista UEFA. După ultimele informații, fugarul se află în Franța, unde negociază un transfer cu Ajaccio și unde poate face cuplu un atac cu Adrian Mutu. Gruparea petrolistă a trecut 20 de jucători pe lista înaintată la forul european. Din ea nu fac parte fundașii al Senat, Neac, Benga și mijlocașii Marinescu și Cristescu, dar se regăsește prințul Cristea. Oficialii clubului speră să îmbunătățească lotul până la următoarea fază a competiției. Atât în turul 3, cât și pentru play-off-ul Europa League, însă formația ploieșteană n-a reușit să ocupe niciunul din cele 5 locuri acordate de UEFA pentru fotbaliștii din propria pepinieră.